au sosit microbuzele electrice la Flămânzi. Este țiplă, totul este nou-nouț. Și primul călător. Și putem în stradă? Hai, ești un pic de stradă, da. Hai, ești pe o... Ce silențios. Este primul microbuz electric din județul Botoșani. Parge aici la... cu noi, nu? Da, da. Asta e singurul zgomot. Arată super. Deci aici e pentru persoanele cu dizabilități sau pentru căruțul cu mămicile cu copii. Are și o rampă automată care coboară de pe scaunul acestor persoane. 14 locuri, da? Pe scaunele, 4 picioare. Da? Sunt 3. 3 microbuze. 3 microbuze, 3 trasee. Da? Undeva la, spunem noi, acoperim, cred că 90% din ceea ce înseamnă transportul public la localitatea noastră. Pe următorul proiect o să acoperim și al patrulea traseu pe zona Chițăvei și Pisacari. Pregătim deja cererea de finanțare, așteptăm, știu, sesiunea, să deschide sesiunea pentru următorul proiect. Și câte microbuze vor mai fi aduse? Acolo avem prinsă un depou și două microbuze cu aceeași capacitate pentru al patrulea traseu de transport public. Legat de proiectul respectiv, pot să vă spun că ideea a început undeva în 2014, a prins contur în 2016, în 2018 deja despre contractul de finanțare. Din acel moment a început implementarea proiectului respectiv și astăzi ne bucurăm de aceste, eu știu, fapte. Ce aș putea eu spune, să mai adăuga, aici aș dori să mulțumesc în primul rând întregului aparat al Primăriei Orașului Flămânzi, neapărat doar echipei manageriale care au dus greu, ci cam toți colegii au pus câte o picătură pentru a ajunge la acest nivel. Vreau să mulțumesc cetățenilor pentru că până la momentul semnării contractului de finanțare tot ce a fost greu din punct de vedere financiar au dus cetățenii prin taxele și impozitele plătite agenții economici prin acea cotă de impozit și știu sume debacate din TVA pentru echilibrare. Spunem noi că lucrurile au decurs greu, dar foarte bine și din acest moment cred că cetățenii vor beneficia de acest serviciu de transport public undeva sperând noi pe la mijlocul anului 2024.